A fost sărbătoare mare ieri în județul Bihor. 17 noi membri au fost primiți în Ordinul Cavalerilor Vinului din zona Văierului. În cinstea lor a fost organizată o paradă plină de culoare la care localnicii au asistat încântați de pe margine și au făcut fotografii. Producători, ingineri, viticoli, degustători, într-un cuvânt, mesageri ai vinului, cu toții și-au dat întâlnire la înființarea Ordinului Cavalerilor Vinului din zona Văii Ierului. Dorim ca cei care sunt membri acest ordin să promoveze cultura vinului și totodată vinurile noastre să fie cunoscute atât în Europa cât și în altă parte, că zona noastră a fost renumită și sperăm să fie și în continuare. În cadrul unei ceremonii speciale, 17 bărbați au fost primiți în ordin și au depus jurământul, bineînțeles, după ce au sorbit și o înghițitură de vin. In honorem Dei! In honorem vinii! Cu toții poartă de acum titlul de hospes. Doar unul dintre ei a fost însă un cavaler. Cel mai important ca să promovăm și ca să strângem inclusiv fonduri pentru dezvoltarea producției vinului bun, mai ales pe Valea Ierului. Avem posibilități de a ne ridica la nivelul francezilor, spaniolilor în ceea ce privește cultura vinului, vița de vie și vinul ca produs final. En vino veritas. Ceremoniile de ieri s-au încheiat cu o masă festivă, iar bucatele au fost stropite din belșug cu vinuri alese.